București este de astăzi în scenariul roșu. Rata de infectare din capitală a depășit pragul de 3 infectări la 1000 de locuitori. Asta înseamnă că certificatul verde va fi obligatoriu la intrarea în restaurante, la concerte sau chiar la evenimente private de familie. Capitala a intrat în rândul celor 266 de localități în care certificatul verde devine obligatoriu. Singurele excepții sunt supermarketurile, magazinele, centrele comerciale, mall-urile sau biserica. În toate acestea putem intra ca până acum fără restricții. În schimb, lucrurile se schimbă când vine vorba de luat masa în oraș. Pentru a lua masa la restaurant în interior, veți avea nevoie de certificatul verde digital, la fel și la spectacole, festivaluri sau evenimente sportive. Iar dacă nu puteți face dovada vaccinării sau a trecerii prin boală, va trebui să scoateți bani din buzunar pentru teste PCR sau rapide. Reprezentanții Horeca sunt însă contrariați de decizia guvernului. Asta pentru că angajații lor nu au dreptul să legitimeze clienții. Statul ar face bine să își facă un pic de ordine. Nu avem cum să verificăm certificatul. Nu avem oameni disponibili. Nu avem competențele necesare. Acel certificat poate fi arătat de oricine. Dacă intră 20 de clienți pe terasă cu același telefon, cu același certificat, nu am ce să fac, a declarat Ion Biriș, președintele Hora. De certificat verde vom avea nevoie și dacă vrem să participăm la evenimente private, precum nunțile sau botezurile, la evenimente sportive sau dacă vrem să mergem la cinema. Unii spun că decizia e rea, dar alții sunt de acord cu ea. Mi se pare o idee foarte bună, pentru că așa putem să împiedicăm să fie cât mai multe cazuri. Mi se pare că e ok ca în centrele comerciale, la restaurante, la terasă să intre cu certificatul verde, că până la urmă ne-am asumat un risc când ne-am vaccinat, pentru că nu știam cât de bun e și cei care s-au vaccinat să aibă prioritate. În schimb, părinții sunt nemulțumiți, mai ales dacă cei mici au între 6 și 12 ani, pentru că aceștia nu se pot vaccina, dar trebuie să aibă un certificat verde pentru toate aceste activități. Iar asta înseamnă bani dați pe teste. David are 11 ani, iar de acum nu știe dacă va mai putea merge la not. La not mergeți? De mâine va trebui să-l testați ca să meargă la not. Da, de ce? Așa e... A, costă testul ăsta. A, da. Și dacă îl ținem mână, n-am nicio părere, proastă. Pentru a fi valabil, certificatul verde trebuie să arate că îndeplinim unul dintre criterii. Fie ne-am vaccinat, fie avem test negativ PCR sau rapid, dar numai vechi de 72, respectiv 24 de ore, sau să facem dovada trecerii prin boală.